Talk Show Direct cu Lucian Danciu. Vă salut, dragi prieteni, sunteți pe 102,2 și ascultați Napoca FM. Începem în forță, cu întârziare și cu scuzele de rigoare. Știți, colegul meu de pe tehnic vine la muncă cu trotineta, e pe diesel și a înghețat motorile. Discutăm cu primarul Clujului, domnul Ionel Boc. Bună dimineața! Dimineața? Cum adică la privat se întârzie? Dar ce e asta, domnule? Se poate așa ceva? Așa e dacă lăsați trotinetele, da? Să circule și în noiembrie. Așa e, așa este. Se credea că numai la stat se întârzie. Știi? Nu, se mai întârzie și la privat. Se întârzie și la privat. Bun, înțeleg. Am întârziat un pic în speranța că ne veți și spune componența asta, guvernului PNL-PSD. Nu se crede că e din cauza primarului, că tot aștept de 15 minute și mai am 5 minute. Nu, dar m-am gândit că până atunci vă vine mail-ul cu componența guvernului, o aveți? Eu nu primesc, dau mail-ul, nu... Cam asta e diferența. Am înțeles. Am înțeles. Atunci, înțeles bine. Ne spuneți și nouă mail-ul care l-ați dat cu noul guvern. Eu nu am fost la București, așa cum ați văzut și de prin presă. Da. Dar... ca să discutăm direct situația asta pe care o avem, la care nu ne așteptam, era ultima pe care ne-am fi gândit vreodată că o să putem avea pe masă ca discuție. Parafrazându-l pe Churchill, este cea mai proastă formă de guvernare, cu excepția tuturor celorlalte. Deci această formă pe care o avem acum este cea mai proastă, cu excepția tuturor celorlalte. Marele necaz este că am ajuns aici. Evident că natural ar fi fost o alianță de dreapta PNL, USR, UDMR. Dar atât s-au străduit oamenii ca să nu se facă treaba asta, încât chiar s-a realizat. Și mă uit pe de o parte la faptul că votarea de către USR a unui cabinet din care a făcut parte a lăsat răni adânci și urme mari de neîncredere. Pe de altă parte, inexistența unei majorități în Parlament alături de USR, pentru că nu poți să stai captiv la Ludovic Orban și la capriciile acestuia, care a demonstrat încă o dată că nu știe să piardă. Din nefericire, Ludovic Orban nu știe să piardă o competiție politică. Păi a pierdut-o. Oricine, păi a pierdut-o, dar de ce nu stă în partid să-și vadă de treabă și să spună în partid tot ce are de spus, să nu atace, să nu fie împotriva partidului, să nu știa zice parlamentar după el, toată ziua spune că face partid nou. Asta demonstrează incapacitatea unui om politic de a și să piardă câteodată. Unde s-au blocat negocierile cu USR? În politică câteodată e mai important să știi cum să pierzi, nu cum să câștigi. Iar Ludovic Orban e demonstrat. Deci eu vă spun că această situație la care s-a ajuns e că pur și simplu nicio altă alternativă n-a funcționat. Ați văzut. USR-ul a dat jos guvernul în care a făcut parte. După care s-a încercat să se facă un guvern cu USR, poftiți, Cioloș, fă guvern. Nu s-a putut face. S-a dat mandat Ciucă, fă guvern minoritar susținut de ceilalți. Nu s-a putut face. Asta rămâne ultima variantă înainte de anticipate. Practic, această încercare este ultima înainte de anticipate, pentru că alte soluții politice nu mai există. Și atunci, evident că nimeni nu și-a dorit acest lucru, dar până la urmă, țara asta trebuie să o guvernezi și să vezi dacă nu pot găsi totuși între două partide care niciodată nu vor fi compatibile ideologic, dar pot pune niște proiecte pe masă, proiecte care să nu le atingă fundamentele lor ideologice, dar care să salveze țara pentru moment cu un contract pe o perioadă determinată, cu obiective precise de realizat, în care nu-și propune nici liberalul să-l transforme pe PSD, nici PSD să-l transforme pe liberal în altceva decât sunt din punct de vedere ideologic. Niciodată cineva din PNL nu va accepta un atentat la valorile liberale fundamentale. Libertate, democrație, stat de drept, independența justiției, investiții, locuri de muncă, valori care, repet, definesc acest partid. Și atunci trebuie fiecare să pună acolo cât poate din ceea ce au ca priorități, dar care să fie compatibile ca să fie salvate în primul rând din criza asta sanitară și oamenii să nu mai moară. Vă spun cu sinceritate, poate singurul avantaj în termen scurt al acestei posibile guvernări, pentru că nu s-au încheiat încă discuțiile, ar fi că poate am avea o perioadă nu știu cât de lungă, cu mai puțină ură și cu mai multă solidaritate și coeziune.
e prea multă ură în societatea românească. Păi domnul Boc, Germania este un exemplu, ani de zile. Ați dat un exemplu, uitați Germania. E drept că noi nu suntem nemți. Și asta e adevărat. Dar totuși au fost pe aici, poate ne-au mai lăsat ceva urme. Uitați Germania. Știți câți cancelari au avut Germania de 1949 până la Merkel astăzi inclusiv? Câți prim-miniștri, adică dai prim-miniștri, numește cancelari. Exact. 8. 8 cancelari au avut din 49 încoace. Păi noi avem câte 5-6 într-un mandat de 4 ani. Am numărat mai devreme, numai de când am plecat eu de la guvernare, am avut, inclusiv cu mine, 9 prim-miniștri în 10 ani. Deci gândiți-vă, nemții în câți din 50, din 49, 50 până în 2000, 70 și vreo 2 de ani. Deci în 70 și ceva de ani au avut 8 cancelari. Noi doar în 10 ani am avut 9 prim-miniștri. Și ia cât apare diferența. Ei au autostrăzi, noi nu. Bun, ei nu au avut 50 de ani de comunism. Haideți să... Noi am avut 15 ani de comunism, ei nu. 50, pardon. 45, mă rog. Asta e o diferență mare care a blocat practic și șansa României. Nu de a fi Germania, dar de a fi mai aproape de Germania. Și aici au două lucruri din sistemul german. Unul pe care l-am spus și mai devreme când a fost cu moțiunea de cenzură. Mă, la nemți, nu dai pe cineva jos înainte de a nu fi sigur că pui pe cineva în loc. La ei se numește moțiunea de cenzură moțiune constructivă de neîncredere. Adică, da, trebuie să dai jos un guvern și poți să-l dai jos, dar în același loc prin care dai jos un cancelar și deja ai numele noului cancelar. Asta de aia se numește constructivă, că dai pe unul jos, dar pui pe unul loc. Ce bine ar fi fost dacă în România, când au dat jos ustoriștii cu PSD-ul, guvernul, ar fi avut și numele noului premier deja pe masă și să-l și voteze cu aceeași ocazie. Nu, să mai dureze după aceea 3 luni de zile să sperăm, să ne chinuim, să găsim coaliții. De aia la nemți merge treaba mai bine, pentru că atâta vreme când nu au pe cineva coagulat care să-i țină locul la cel care este, nu se schimbă guvernul. Și te obligă la negocieri prealabile, nu poți. Bun, păi acum și negocierile astea nu puteau să nu dureze 3 luni. Puteau la nemți au loc înainte și ai guvern în exercițiu cu puteri depline. La noi sunt după. La noi s-au încercat toate variantele posibile. Vedeți, până acum, tot s-au încercat. Și evident că am ajuns la această ultimă soluție, ultima înainte de anticipate, de a încerca să avem un guvern în această seară, pentru că vremurile sunt complicate. Oamenii o duc tot mai greu. Eu mă întâlnesc cu oameni pe stradă, prin parcuri, prin locurile unde mă duc pe șantiere. Să vedeți când vin facturile acum, curent, gaz. Oamenii tot mai necășiți, oameni tot mai cu probleme grele de viață, de supraviețuire, și fac un apel la toți slujenii, așa cum au fost solidari tot timpul. Aveți grijă de unul de lângă dumneavoastră care o duce mai greu. Fie la plata facturilor, fie la greutățile vieții, că nu putem rezista ca și comunitate dacă nu ne pasă unii de alții. Și poate cu acest guvern ar fi o șansă, măcar pe termen scurt, să punem solidaritatea și coeziunea pe prim planul locurii. Eu zic că maxim până în primăvară, să ieșim din iarnă, cam ăsta poate fi scopul. Deci nu știu, cert este că această guvernare trebuie să aibă obiective precise și durată determinată. Dacă merge bine să mai prelungeze, dacă nu merge bine, nu se bun, mai prelungeze. Haideți să venim un pic prin Cluj, că-s bombardat aici, domnule. Veneați la exemplu Germaniei. Da, ei au reușit din 2005 încoace să aibă 3 guverne de mare coaliție, care au dus cea mai mare stabilitate Germaniei și a consolidat statutul Germaniei de putere importantă în Uniunea Europeană, printre cele mai mari din Europa. Au avut această capacitate să-și pună împreună lucrurile care le unesc, de lasă de parte lucrurile care le dezbină și să meargă înainte țara. Întrebarea este, avem noi această capacitate? Noi românii, aici, la locul unde Europa întâlnește vestul și vestul întâlnește estul, la locul dintre confluența dintre Orient și Occident, la confluența între balcanism și europenism, avem noi capacitatea. Nu prea avem capacitatea asta, că suntem mai mult orientali decât occidentali. Asta e marele test pe care poți să-l dea România. Nu trebuie să se iubească cele două partide. Trebuie doar să facă ce trebuie pentru țară, pentru o perioadă determinată. Evident că acum fiecare încearcă pe cont propriu să-și facă campanie politică, să arate cât e de PSD, cât e de liberal. Ok, asta e democrația. Dar până la urmă trebuie și o anumită responsabilitate față de țară în momentele acestea critice. Bun. Aceea, haideți să discutăm un pic de Cluj. Vă vedea ce spun. În primul rând, felicitări Clujului, pentru că din nou mai obținut un titlu. Orașul UNESCO al filmului, adăugăm la fosta capitală a tineretului, fosta capitală... Dar uitați ce supărați sunt cei de pe Valea Fânațelor și Valea Chintăului, că arată ca și în Afganistan și nu pot veni la film. Așa este și știți bine că
ce ține de primărie se face lucrări de întreținere, când termină ceilalți și vă invit, invit și pe dumneavoastră să-l chemați și pe cel de la electrică, și pe cel de la gaz, și pe cel de la canalizare, să discutați cu ei când fac acele lucrări, ca noi să putem veni cu ultima parte de asfaltare. Până atunci, așa cum ați văzut, facem lucrări de modernizare specifice străzilor nemodernizate. Aveți o sesizare pe Mai Cluj de vreo 4 luni, 3 sesizări, de fapt, zice domnul Roman, cu o groapă mare pe Siretului. Nimeni nimic. Verificăm. Ce pot să vă spun altceva? Dacă îmi dați și adresa exactă de pe numărul registrării, ca să vă pot și spune în ce stadiu este. Sau să o trimit la colegii mei. Domnul Slobaru notează și vă transmite dumneavoastră. Vă asigur că acest lucru e făcut de către departamentele de specialitate și fiecare sesizare este tratată cu atenție. Poate să nu fie vorba de o lucrare de la electrică sau una de la gaz sau una de la canalizare. Nu este exclus să fie ceva lucrare pe acolo și care se depinde de, de ei. Domnul zice că e lucrare defecțiune de drum. Mă rog. Repet, una este ce vede cetățeanul, alta este ce spune care administrează. Blocul de pe Hațec 4. Am înțeles de la domnul viceprimar că s-a făcut proba, noroc că și plouat, s-a făcut proba de apă, cum să spun. Lucrările, da. Eu am intervenit personal acolo pentru centralul ulterior, m-am întâlnit cu domnul administrator, am vorbit cu dânsa și am luat decizii până la urmă radicale, pentru că era o problemă complicată din punct de vedere juridic. Până m-am descălcit-o, astfel încât oamenii să aibă o soluție și după aceea să deschid și noi hătișurile administrative mai încolo și birocratice. Dar am găsit soluția. Da, restul șantierilor cum stăm? Oameni buni. La terenuri nu colindăm anul ăsta. Întrebați firma, puneți-i pe lista rușinii, merg până la limita în care, dacă nu se va face treaba la începutul anului viitor, mă gândesc inclusiv la reziliere, nu exclud nici asta din calcul, deocamdată nu am în vedere, dar e ultima pe listă ca formă de presiune și de răspuns la faptul că o lucrare pe care trebuie să o termin anul acesta nu vor termina și au lucrările în jur de 5-6% grad de realizare anul acesta. Ei vor primi penalități de întârziere dacă nu vor termina în timp util anul viitor și vom observa că întârzierile se adâncesc, nu se recuperează. Ce poți să faci ca ultimă soluție decât rezilierea cu firmele, cum a făcut cu turnul pompierilor. Am tot așteptat. Exact asta vreau să văd. Ați reziliat acolo acum. Altă licitație. Sigur, așa este. Deci, deci cam 6 luni sigur se pierd. Stați-mă, oameni. Eu nu sunt pe banii mei aici, pe banii dumneavoastră. Eu trebuie să iau decizii legale. Dacă ăla nu termină lucrarea, ok, dau penalități de întârziere până la un moment dat. Când văd că nu mai are nicio șansă să termine, că firma merge în faliment, că nu sunt capabili, că n-au resurse, atunci reziliez. Și, evident, faci din nou altă licitație pentru restul rămas de executat. Dar iau decizii. Nu le las să ducă în cangrenă la nesfârșit. În viața administrativă, din nefericire, ai și situații cu firme, că nu sunt ale tale firmele alea care lucrează. Sale, nici ale dumneavoastră, nici ale mele. Sunt firme care au venit tot prin licitație și au câștigat un contract. Nu îl fac, eu îl monitorizez și le execut ca atare. Partea plină a parului este că, de exemplu, pe 21 decembrie se lucrează foarte bine și iată că o firmă care a fost în prag de lista rușinii definitiv s-a recuperat și a făcut un pic din imagine, mă refer la diferit. Țineți minte cât i-am bombardat și i-am criticat anul trecut că n-au terminat la... Ai ori mai fost pe lista rușinii, domnul primar, și, da, și cum Dumnezeu tot câștigă licitații dacă sunt pe lista rușinii? Astea, nu au fost pe lista rușinii, licitațiile alea câștigate în trecut. Acum e vorba de astea care le execută acum, nu au mai dreptul să participe dacă nu le termină la timp. Asta este realitatea. Și văd că prinde mai mult lista asta rușinii decât orice penalizare economică, pentru că lista rușinii se duce ca buhul toată seara și se tot se ferește lumea de ei dacă nu termină. Acum trebuie să spun unde e corect, că pe 21 decembrie s-au mobilizat, termenul de finalizare a lucrărilor este aprilie 2022, dar așa cum au spus, terminăm până la sfârșitul acestui an partea de lucrări pe carosabil, astfel încât să mai curmăm din suferința oamenilor din trafic. Și iată că sunt aproape de această fază, bun, vedeți, se lucrează constant pe 21 decembrie. După aia, pădurea Clujenilor va fi gata anul acesta, cele 21,3 hectare, parcul Rozelor, skate parcul acolo l-am terminat. Păi a și fost vandalizat între timp. Nu l-am vandalizat eu, că tot clujenii noștri dragi o mă gândesc. Și ar fi bine să mă ne gândim fiecare ce le spunem celor din preajma noastră. Bun, trebuie la răspundere, potrivit legii, proceduri, n-avem ce face. Ia uitați, domnul Ovidiu este supărat că ați promis de 3 luni că face standuri de taxi pe Titulescu și nu-s făcute. Eu am promis și promis specialiștii, nu pot să promit altceva. Ce specialiștii ne spun că se poate face, aia se face.
și Comisia de Circulație este suverană. Nu credeți că pot eu să iau decizii, pentru că acolo trebuie să respecte regulile de siguranță ale cetățenilor și ale participanților la trafic. Deci unde se poate, se poate, unde nu, nu se poate, nu se poate. Treaba Comisiei de Circulație. Dacă ei îmi propun, e cu siguranță acolo. Nu am dupleta împotrivă. Ia uitați, domnul Ionuț și mai mulți din zona Borhanci solicită un studiu dacă se poate pune semaforizare la intersecția Borhanci-Fagului Romul-Ladea Brâncuș. Comisia de Circulație va analiza dacă mai mult încurcă sau mai mult rezolvă un asemenea sistem acolo. Știți bine că acolo toate lucrurile sunt blocate până când nu se face centura, tocmai pentru a putea să găsim o soluție la ceea ce înseamnă intrarea și ieșirea din Borhanci. Comisia de Circulație va prelua această idee și ne va da un răspuns dacă rezolvă sau nu. Ia uitați, deci cu groapa cu pricina este siretului colț-coltului, ca să colegii dumneavoastră să poată să o depisteze. Sunt convins că e depistată și este în lucrurile la colegii mei. Acum, dacă m-ai întrebat de școli, care sunt lucrări cu termen anul acesta. Deci la Nisipor Ghibu vom termina lucrările anul acesta. La Ana Aslan se termină anul acesta. Sunt școli, practic, noi, pentru că acolo sunt corpuri noi de clădire cu foarte multe clase, pe lângă modernizarea celor existente și pe lângă cel de sport. Deci, parking HD l-am terminat și l-am dat în folosință. Locuințele de pe Ghimeș l-am terminat, le-am dat în folosință. Aici aveți la solicitări pentru locuințe sociale, v-ați gândit un pic în perspectiva anilor următori? Eu am spus două lucruri. Pe plan local și anul viitor vom demara un proiect pentru 30-40 de locuințe sociale, avem o suprafață de 1200 de metri pătrați, unde am reușit să o întăbulăm, să fim proprietari și vom demara procedurile de construcție de locuințe sociale. Iată o idee bună pentru un nou guvern, de a demara un masiv program de construcție de locuințe. Este și de dreapta și de stânga acest program. Are nevoie și cel care este de dreapta și care de stânga de locuințe decente în care se poate locui la prețuri accesibile. Și pentru asta eu aș declanșa un program consistent și coerent de construcție, de locuințe, acolo unde se cer în primul rând, dar în general în toată țara, ca să aibă acoperire națională un asemenea proiect. Sunt lucruri care pot fi făcute. Gândiți-vă că eu am condus, de aceea nu o să fiu ipocrit să spun, eu am condus un guvern PSD-PNL 9 luni în 2009 și dacă nu erau alegerile, erau șanse ca acel alegerile prezidențiale, erau șanse ca acel guvern să poată merge mai departe. Pentru că și acolo nu ne-am contopit ideologic. Ne-am păstrat identitatea fiecare, dar am venit cu treaba măsuri. Noi am avut poate cel mai ridicat grad de investiții din Uniunea Europeană, lucru pe care l-am continuat după aceea și în perioada de criză, deci măsură de dreapta, dar am luat și măsuri de stânga, precum a fost pensia socială minimă. Atunci am introdus-o, pensia socială minimă în România, care a rămas și este un bun câștigat pentru toți românii, pentru toți cei care sunt în nevoie. Deci trebuie întotdeauna să produci în primul rând ca să ai ce să împarți. De-aia într-un guvern de centru-dreapta sau într-un guvern de coaliție mare trebuie să pui accent pentru pe produc cerere, prosperitate ca să poți și împărți ceva. Dacă pui accent pe împărțirea sărăciei, nu merge. De aceea trebuie să găsești ambele variante, care să ai și investiții în autostrăzi, în locuri de muncă, în economie, dar în același timp să te preocupe și soarta tuturor românilor și a celor care o duc mai greu din cauza. Bun, ia uitați aici, doamna Mihaela. Din cauza locuințelor. Doamna Mihaela Flavian ne mulțumește că îi spune la mulți ani chiar cu două zile întârziere și spune praguri de sol pentru limitare de viteză pe Mihai Românu. Tot solicită, nu știu dacă a fost cineva pe acolo să vadă în ce condiții pot fi instalate. Deci aici lucrurile sunt felul următor. Trebuie depuse solicitări cu cerere semnată din partea celor care locuiesc acolo că privire la pragul de sol. Asta e prima condiție. Doi, se analizează în comisia de circulație cu avizul poliției dacă este posibil din punct de vedere legal, regulamentar, să se amplaseze și nu creează pericol pentru siguranța publică și circulația publică. Și trei, se consultă și ceilalți cetățeni din zonă dacă sunt de acord. Pentru că astăzi vin unii și ne spune puneți pragul, după aia vin a doua zi ceilalți și spuneți luați pragul. Am avut situații din acestea. Și atunci am creat această consultare pe de o parte cu oamenii, pe de altă parte cu poliția și dacă toate părțile sunt de acord, atunci se pune și se amplasează pragul de sol, așa cum de altfel au fost amplasate foarte multe praguri de sol în oraș. Nu mai trebuie să ne uităm că sunt unii cetățeni care văd numai partea lor în detrimentul la ceilalți. Și atunci, când mulțumesc pe unii, ne mulțumesc pe ceilalți.
Nici nu trebuie să vă propuneți să-i mulțumiți pe toți, că nu veți reuși. Dar trebuie să găsim o soluție de compromis în care tot să aibă ceva parte de câștig, dar nimeni să... Unii să câștigă 100% și celălalt să pierde 100%. Aia nu funcționează în lume. Nici nu merge chestia asta, că nu unii câștigă totul, celălalt pierd totul. Nici în viață, nici nu funcționează asta, nici în politică. Bun. Da? Nu merge. Nu ia merge uitați, și asta. Domnul Tudor și eu solicităm să podul porțelanul să-l lăsați până după sărbători, că se taie porci acum și ne trebuie saramură. Bine, foarte bine. De acord cu dumneavoastră. Se aprobă? Se aprobă. Perfect. Acum că suntem pe final, a fost o ediție mai scurtă, dar sper să o facem mai lungă joia viitoare. Ambasadorul Belgiei, că asistat mai mult, dar ambasadorul Belgiei în bun. 15 totuși, pe cine colindăm anul ăsta de Crăciun? Actualul guvern sau noul guvern? Ce, cum estimați? Eu cred că vom avea un guvern, fără să fiu 100% sigur, bazat pe negocieri care au loc în acest moment. Evident că foarte mulți încearcă să nu se formeze nici acest guvern, să rămână țara în continuare într-o stare de instabilitate, iar în condițiile acestea, singura soluție care mai rămâne, repet, rămâne soluția legilor anticipate. Nu pot să-mi constat duplicitatea și ipocrizia, de exemplu, a domnului Ludovic Orban. Pe de-o parte, nu știe să piardă o competiție în partid. Asta e viața. Pierzi, te duci mai departe, câștigi, mergi mai departe. Doi, văd cât de anti-PSD este, dar domnia sa uită să spună că în 2009 a fost alături de Mircea Joană de PSD, susținând împotriva candidatului drepte PDL, candidatul la prezidențial. A fost acolo, în 2012. Uite că a fost cu geaca alături de Dragnea, nu USL, și a îmbrăcat haina roșie acolo și a fost în USL. Dar acum, iertați-mă, domnul Orban a blocat negocierile cu USR Plus? Și din cauza lui se poate constitui o majoritate în Parlament, PNL-USR, pentru că acei parlamentari controlează el, iar el cu PNL-ul nu mai are nimic în comun. Și atunci ce să facă noul guvern să stea la cheremul lui Ludovic Orban? Unul de o duplicitate fără margini, nu știe să piardă, după aceea stat și-a susținut toate guvernele USL. N-a câștigat niciodată măcar vreo competiție împotriva USL-ului, împotriva PSD-ului direct, n-a câștigat niciodată nimic, dar acum este mare demagog și cu o capacitate incredibilă de manipulare. Acum, mie mi-este clar, domnul Boc, dumneavoastră, cei de la Cluj, v-ați exprimat opțiunea în favoarea unei alianțe cu PSD. Mi-a spus foarte clar, este cea mai proastă formă de guvernare, cu excepția tuturor celorlalte, paraprezând după ce zice. Repet, cea mai proastă formă de guvernare, cu excepția la toate celelalte care au fost încercate sau care există. Alta nu există, următoarea este cea legată de alegerile anticipate. Dacă nici asta nu reușește, alegerile anticipate. Un PNL-ul niciodată nu va abdica, dacă va fi sub asediu din partea PSD-ului, nu va abdica de la valorile liberale și va prevea să meargă în alegeri anticipate. Dacă se vom găsi un numitor comun în care proiecte comune pentru țară, de investiții, de coeziune, de solidaritate, de locuri de muncă vor fi susținute, vom garanta parcursul, că aici nu se discută, parcursul pro-european al țării, parcursul pro-NATO, parcursul pro-America, statul de drept, independența justiției, valorile sunt fundamentale, să nu se negociază. Dacă nu vor fi de acord, de exemplu, cu gestionarea pandemiei în manieră europeană, adică certificatul ăsta verde să fie implementat la fel ca în Europa, să scăpăm și noi odată de molima asta, să o depășim perioada asta mai grea. Deci acestea sunt lucruri care se pot face împreună fără ca niciunul dintre cele două partide să-și afecteze nucleul ideologic. Și pur și simplu să gândească în interesul României. Dacă vor putea face ca nemții, că nemții au reușit acest lucru și au dat dovadă de maturitate. Și niciunul dintre cele două partide nu a încercat să-l înghite pe celălalt. Și din potrivă, păstându-și identitatea și să găsească niște lucruri din comun. Bog, nu suntem nemți. Sigur, avem o conexiune cu nemții pentru că l-avem pe domnul președinte de etnie germană. Eu sper să avem cât mai repede un guvern, cât o rezista, o să vedem. Asta ne va arăta, dar cert este că, repet, știu ce blam public, știu ce campanie s-a pornit și împotriva mea, înțeleg, am trecut prin mult prin viața publică. Pe mine, până la urmă, mă interesează că viața românului, viața clujanului... Păi aici ar trebui să vă adunați forțele toți politicienii și să vedem cum estompați un pic explozia asta a prețurilor, pentru că... Asta e marea problemă. Asta iertați-mă, dar care o scapă de COVID, o să moară de sărăcie. În emisiunea dumneavoastră am spus că suntem într-o triplă criză. O criză sanitară, o criză economică și o criză politică. Le-am spus de multă vreme.
Și când am spus că ecourile măririi prețurilor la carburant se vor resimți, nu mai utilizez și celelalte produse, nu s-au spus, doamne, vorbesc prostii. Acum, din fericire, se adeverește acest lucru și realitățile se agravează în fiecare zi. De-aia avem nevoie, și am spus, mai puțină ură și mai multă coeziune și solidaritate în vremuri grele. Când e vreme de petrecere, poți să ai să spui orice. Acum ai nevoie de mai multă coeziune și mai puțină ură. Dacă se poate, într-o societate. Da, trebuie să ne oprim aici. Eu vă mulțumesc mult pentru prezență. Vă doresc sau și dumneavoastră și colegilor dumneavoastră, mai ales care poartă negocierile succes, să facă cumva să iasă bine și să iasă țara din această triplă criză, cum spuneați chiar și dumneavoastră. Mulțumesc mult, spor la treabă. Și eu. O zi bună. Dragi prieteni, ne oprim aici. Sunt Lucian Danciu, zi frumoasă. Ai ascultat Talk Show Direct cu Lucian Danciu.